Are peștișor. Dar eu vreau să am ambiție să iau pe râmă. Ia să vedeți. Are el peștișori. Cam muncit, da. Ia să te văd dacă... Dacă ajunge cu vârâ. Hai să te văd. Hai să mă vezi acum. Să te văd în apă. Hai să mă vezi. În apă. În apă și pe soapă. Băi, ce atent aici, că de cât am aruncat, ia uite. Uite la acum, ia. Ia antena aici la mine. Uite, le vezi? Uite. Uite la dată, o dată, de două, de trei. Hai, mă, hai, mă, scufundul. Așa. Hai, mă. Să joci cu ea, că eu pe râmă la greutate i-am omorât. Și râmă de pământ, frate. Păi ia, mă, frate, că nu-mi pare rău, dar să iei de aia mare, să iei de aia mici. Nu-i vorba, da. Auzi, știi mai la ce mai merge încercat? La ochi. Dă-și mie un ochi de la. Ia, tată. Auzi, domnule Emil, la ochi, când dădeam eu odată la ochi. Mă făcea unul, bă, mai tragi de fir, fii atent. La ochi se mănâncă de rupe. Serios, la ochi, de biban. Dacă nu ia pe râmă, îi dă pe ochi. Atât e adâncimea o ai? Da. Păi e mai mică, dai mai mică, a? Auzi, păi dă pe adâncime mică, asta e mare ce-mi băgă am aici. Dă-i, mă, nene, cum vrei, dar nu mă aprinde, hai să te văd. E mare rău asta, mă. Hai, mă, nene, lasă-mă, că iar l-am luat, ia uite-l. Are fixă, mă. A, uite ce. Am mă, că e mai mare. Hai că-i bag eu ochii acum să vezi ce ți-e pătăți. Ia bagă-l, doar. Să zici că facem concurs, da? Facem. Hai să facem concurs. Stai, mă, dacă. Ia antena, că de cât arunc. Cât îi bag. Uite, toți băieții la vargă. Hai să vezi ce e aici, acostare la vargă. Uite acum al meu. Hai, uite-le, uite-le, l-ai văzut la Nea Virgil aici? Ho, 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 dar ce mare fire, drag! Vrea carne, prost. Nu că nu prea mănâncă. Carne, dacă nu mănâncă carne, ce dracu mai mănâncă? Dă-te și așa mie un biban, că să-i băgăm ochiul. Aude! Că după aia iei de la unul la altul. Să-l scot eu ochiul. E un biban de acolo, din... adu-mi el mic. Aha. La ochi? Am eu și la ochi. Bă, dă-l încolo, păi. Aia mai mare, să știi. Decât, ia. La ochi, îl rupeam la ochi. La mine de ăștia, amici, cu tui în suflet. A venit la mine de la mine. La ochi, îl rupeam la ochi. Ia, să bag eu ochi. Am pus mâna pe râmă, înseamnă că am noroc. A dus să-i băgăm un ochi aici. Să vedem. Ia, mă, să vedem. Și un lum încă de oaie. Ce zici, mă, nu ne descurcăm noi la un biban. Mânca înainte era plin aici pe margine, dar nu mănâncă cu... Ce faci, mă, le dai sare, ce le dai? Eu dă. Hă? Sare, ia? Sare. Să mă sustici. A, dar ia să murdări așa. Da, să murdărești ei de tot. Ca să nu se strice, a? Da. Așa, murit peștișorii, eu, nu? Gata. Hai la vargă, bă, dar... Vrea la vargă. Ia. Asta, mă, ia vină la tata. Dă-mi și noi lângă el aici. Fi vreo cracă ceva. Știi el ceva. Îi dăm și noi la musc acum. Uite, bă, Andrei, cu două dată și-o lasă bagabondul. Uite-te. Uite-te și tu ce mi-a făcut ăsta. I-am dat-o în dinți. Hai, mă, la voi, mă. Păi, dă-i seama că dacă era de ea grașă, așa că... Băi, ochiu, atenție! Ochiu vesel! Hai, mă, că nu mănâncă unii. Numai la peșteșor? Da. Uite, e un peșteșor la mine, după aia și bagă să vezi. Îl prind.
Sunt curios dacă e în zona aia. E, mă, dă-mi dracu, nu e, dar nu dau aici unde e. E de tot acolo, ci nu și bari. Dar nu-i place lui. Nu-i place aia, ce aia acolo. Dau cu oblei. Chilu, chilu. Bucata. Nu știu. Da. Vezi, mă, tare? Dacă abia mănâncă de-asta, nu vezi? E ligav. Te-ai convins, Găviță, că nu vrea? Stai, ăla. Să dau apa mai mică, ăla. Da, dar al meu la curbă o să vrea de seara, că n-am încotro. O să vrea de seara, că n-am încotro. Nu vine bancul de domnul Ivan, duce de și pleacă iar, iar. Iar vine iar, iar pleacă, iar vine iar. Asta e pluta aia de la mreană, să-mi bag pula mea, că nu-mi bălăce. A, cu aia de la mrână? Trei rotund, așa? Aia dată prin mână? Da, da, da. Aude, vorbim? Cât de cât așa? Ia uite-l, bă! Ăsta, da, mă! Ia, mă! Dar a luat și bălării. Facem test. Ia dă și mie unul în peștișor, mă. Ia, nene, dă cu alea. Nu, dă curiozitate așa, să-mi dacă trebuie. Să vadă lumea. Să vadă telespectatorii. Că nu merge decât la peștișor. Ia, ia, să-ți bagă în peștișor. Hai și dai tălic. Nu pot să dai, dar nu să mai aduc o chestie. Vedeți ce mă enervează asta, mă, să pune pe șir, mă. Ia. Stai așa, stai așa. De la mine. Nu, bă. Nu trebuie să. Stai așa. Pune-a, dar până ia și pe ei. Dă să dai, hai. Deci cam eu plăcerea să dau. Să iau și unul. La un peștișor, să-i trăiască familia. Că văd și n-am mai luat la plută de... Că peștișori facem rău. Ia uite-l, bă, ce se duce, bă, uite-te, după ce că n-am... Domnul Emil, dau la peștișori. Cu lagă-ți de cap? În ochi și în corp. Dar nu pierzi repede. Cap și pe urmă. Lagă pe-n ochi. Și în corp. Îl scoți pe jumătate. Gata. Olu. E criminal ăsta. Nu știu, mărere, cum dai ea, uite, acum, adă. Ia, mă. Uite, și atent cum o ai. Va termine exa mea. Și ești prea deasupra, nu ea. Da, mă. E destul de... Zic eu, da, da. Ar trebui să o dai mai mare, adâncine, să știi. Mai mare, a? Da. Uite, l-a venit la mine, vezi? Uite, a luat-o. Deci e carasa, așa pleacă vreau cu pe el. Deci între ea adâncimea mai mare. Uite cât am eu pasul, nu vezi că la mine e pasul. Ia să pun eu pe lângă almada. E mică? Ia uite, ia uite. O jumătate de metru. Hai dă-i. Mulțumesc. Mai dă-i. Așa. Domnul Emil, sunt la școală acum. Deci am învățat și adâncimea. Ei, acum să vedem un lumă care doi. Fii atent. Uite-o, asta. Mai mare, de 2 jumate, 2 metri jumate. Are 2 metri și... 2 jumate, da. Depinde, că doar mai face, mai aproape. Nu dau la fix în același loc. Păi și mai da supra. Nu știu că verdeața asta vine să pune pe sus, iar ăla e cu... Ia, ia-te, bă, ia-te tras, bă. Te-a tras. Ăla e. Eee, fericire! Ia uitați! La ce fiți, Gabi? La peșișori, fiu! Marfa, mă! Păi, da. Dar nu mai avem peșișori. Nu mai avem... Ah, ce l-a scăpat! Nu mai avem peșișori! Gata? Nu mai gata! Făcută omul Damblaua, nu? Cu ce mai dăm, mă? Hai că suntem pe adâncime, da, tot asta. Acum dăm cu peștișorii naturali.
Nu era în fadă. Ia, mai acolo un. Nu, nu. Stai că vreau să încerc ochiul. Răbdare, ăla. Suntem la teste. Că suntem la teste acum. Gata. Ia. Peștișor, peștișor, mai bine. Păi și ăsta nu ajută peștișor. Dacă îi lipsește corpul, are decât ochiul. A, l-ai băgat înapoi pe ăla? L-ai scos în lucru? Nu, ne lipsește decât corpul. E peștișor complet. E el tot. Da, sărbă, că vine iarăși la mine. Auziți, domnule Emil, da asta cu ochiul, aia merge la lansetă, domnule, frumos. Ce n-ai? Uite-l, mă, uite-l, mă, ce pasează fluta. Gabi, în loc de musculiții, te le peștișori de aia mici, naturali, de aia de cauciuc. Pac, tic, 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 să vezi tu ce-l păcălești așa. Eu am mai văzut pe cineva când am fost la Vâlcele. Păi nu, a dat Cristi acolo la gunoi. Peștișori de aia de cauciuc, așa? Da. Păi aici, mă. Casera nu vrea nici cu peștișor. A, nu. Seara deja trebuie de la mâncă. Nu-i obișnuit, bă, ăsta. Trebuie să-l obișnuim, să-l tragem așa. Să vadă că e... Pe mine așa m-am văzut, băieții. Dacă nu e o miști, dacă e miști, se bagă mai repede. Nu știu că ești tot așa. Se bagă, dacă nu. Câteodată va ia de încădere, în cadă, în unde e asta. Așa, prins eu. Uite-l pe ăsta, îl vezi? Cum a căzut, stai, stai, stai. Și ce mai putem face? Da? Mai putem face așa. E pătărâș acolo? Cred că e pătărâș. Da, mai. Două mai mică. Mai lasă așa. Dă să mai dau și că poate am mai mult noroc. Nu, știi ce vreau? Hai că îți dau eu ceva. Ca să ai noroc. Îi tai o leacă de bucată. Și ce crezi că la bucățică vrem? La bucățică? Ha. Ia zi-ne, Virgile, cum e la bucățică? Vrea sau nu vrea? Și la bucățică, nu știu. Stai că îl secționeze pe unul. Bucățică berezată trebuie să fie de la mine. Când mănâncă, el mănâncă de toate aia la mine. Când mănâncă, mănâncă și muște. Acum e pretențios. Nu vezi că o ia de cât pe peștișor și rar și la asta. Domnule Emil, tai bibanul în direct aici să-i dăm la bucată. Am primit cuțitul cadou de la un pescar. Eu pe bucată la Vâlcele din barcă l-am omorât, mamă, barcărea pe Amazon. Bucată de oblete. Țic, țic, la plută, făcea. Mamă, să o neca ăia. Mergi la Vâlcele? Nu merge. Cum? Mergi la Vâlcele? Să merg eu acum? Da. Am fost eu sâmbătă, nu-i nicio fandosea. Ia pe mica, scăzut. Nu e, domnule, Emil, mergem pe curbă cu alea, când au intrat bibani în bar. La ce să mă duc? Uite-l, mă! Asparg gheața! Uite-l, mă, asparg gheața! Uite ce adâncime mică are! Iese după puiet, cum iese după mâncare aici, seara. Uite-l, mă, după mine mai ziua. Nu seara, când e două, trei ore, cu cei picioși, nu-i așa? Da. Asta e cea mai proaspătă carne care eu dă acum. Carne din carnea lui? Gata, uite, ia uite ce filoi ți-am făcut, din nou ca. Bagă-l aici. L-a luat la oi, mă, dar să vezi că i-am făcut fileu acum. Te-a scăpat? Păi, da. Bă, scoate ăla, bagă-i fileul ăsta. Și crezi că vrea? Ala? Fileul e, păi îți dai seama ce ai gogoașă pentru el. Carnea. La carne de-a luat și clean. Poate și mai. Eu știu. Dacă o zic eu. Când o simți ăsta de carne deja. Să vedem acum. Când o simți, o vedea o albă și o simți de carne, fuge cu ea de... Crezi? Când o simți?
Doar nu fi așa de nesimțit să simți. Doar nu fi așa de nesimțit să nu simți. Adâncimea aia, că ar trebui să fie... Hai, Sintir! Ia uite-l, mă! Păi, mai micuțul ăla. S-a mulverit tot de verdeață, mai de. Cred că suntem cu adâncimea cam mare. Că dacă e băgată pe fundă tot și e în bălării, degeaba. Uite, băi, dacă dădeam eu, de când am venit în viață, cât pește luam eu, dacă? Aha. Ăsta într-o oră, na? Da! E frumos. Da, da. Mai mare, mai mic, ce zic? Să dăm și noi. Pleca la vâlcele? Să mă schimb, să-mi iau mașina. Da, Daniel. Bine, păi vă ținem la curent cu informații. Mă duc și eu la... Nici mai mă duc acolo. Cum? Deocamdată nu merge. Ziceau ăștia că vreme merge. Ce, țigane aia, cam fură aia pe acolo. Ne-a furat nouă barca. Uite-l, măi, Gabi. Barca după mașină? După aia, la dată, ăștia am judecat. Și ia bata pe aia mai mare. Păi de unde? Că aș lua eu de aia mare. Că ai firul mai cruz. Aș lua eu de aia mare, da. O veni mai târziu. Păi să-i vreo jumătate. Dacă iese la mâncare aici, apă seară. A, da, bine. Deja a început să mai iasă. Să mai... Trebuia să-i bag tot aia la altă, dau cu asta, cu neamnă, cu neamnă, cu tot. Merge peștele și cu asta, dacă mănâncă. E mai greu, e mai greu. Auzi, dă-o mai mic, Oleca, dă-o de la mine. E prea adâncă, să nu să nu fie pe fund, nu cred. O idee, mai. Uite, băiatul are și-l luă. Hai, mă, hai, mă. Ce trebuie să vorbesc cu băieții ăia de la UOL, să vedem dacă a început carasul ăla. N-a început? La Ionești. La Drăguiești, zicea unii, că se mănânce. Că ți-a tras? N-am mai făcut o partidă de caras, să mor și să merg și eu să prind și o calmea. Am fost noi la Ionești, cu ei acolo? Pah. Niște ulube de caraș. Dar ce că și la Drăguiești am... E pe un băiat care se duce acolo. Și a zis, o să-l întreb eu, să mă duc ei, să vedem pe unde dă-i la greu. Și că dacă dai de-n barcă, e super mic. Dar ei dă la greu, la lanțet. Ce mă să pun? Pune vânt. Două ca către mine, ce e? Se pune pe tir, e belea. Trebuie să pune și vântul. Oh, mă duc acolo ăla. Mă duc la curbă și acolo stau. Ha? Mă duc la curbă și acolo stau. Mă joc pe acolo. Nu ți-i dusești, că ai sare? Am în găleta să o lec. De ce? Păi să le scurg eu zama să le dă bag o leacă de sare la ăștia să nu că se rupe rău, hă? Ăsta o leacă? Mare pe de se rupe. Păi acolo merge. Trebuie uscați peste noapte, nu e să se usuce, da? E uscat acolo. Nu se mai moaie. E băiatul la bagalou pe acolo.
Bagă și ia peștișor de acolo. Păi și nu vii la corbă, nu vii, a? Să vede, mai stau în zăpă. Mă duc, îți lau degeaba aici. Păi eu și așa n-am cu ce să dau, știu că începe. Dar sunt depășit de echipament. Știi acolo ce mișto e? Arunci acolo, că ți-a bang, în mal la 3-4 metri, bă, bucăți. Am plecat. Păi, ai nu.